În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a avut loc ședința de constituire a adunării eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat în sala de conferințe a centrului eparhial și a debutat cu o slujbă de tedeum, oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, împreună cu un sobor din care au făcut parte întreaga permanență arhiepiscopală. Felicităm pe toți edirii și pe toți argeșenii care au avut în mână niște chei. Și o știu să le folosească. Nu în interes personal. Obștește și cu grijă să facă și pace socială. Tu ochiul lui Dumnezeu asupra noastră, să știi, este precis. Să n-aveți nicio îndoială. Și când aud eu că oamenii așa cu responsabilități, cu dare, mai au timp, că ei trebuie să ai timp, și de credință, nu se poate ceva mai frumos. În cadrul acestei ședințe, comisiile provizorii de validare au constatat că toți membrii aleși ai adunării eparhiale în cele 10 circumscripții electorale bisericești îndeplinesc condițiile statutare pentru a face parte din acest for deliberativ eparhial și s-a declarat constituită adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. De asemenea, cei 10 clerici și 20 de mireni au fost repartizați pe comisiile permanente, Comisia Bisericească, Comisia Culturală, Comisia Economică Socială și Comisia de Organizare și Validare. Biserica Ortodoxă este mereu cea mai văzută ca cea mai credibilă și mai echilibrată instituție a statului. Tocmai de aceea eu îmi reafirm sprijinul pentru biserică, atât în nume personal cât și al municipalității pe care o reprezint și provin de ocazie să-l felicit pe arhiepiscopul nostru pentru puterea de slujire și pentru imensa responsabilitate pe care și-a asumat-o și o poartă cu seninătate și bucurie. Membrii adunării eparhiale au aprobat și componența Consiliului Eparhial și au fost desemnați delegații, un cleric și doi mireni, ca reprezentanți ai Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului în adunarea bisericească națională. De asemenea, a fost propus un moment de reculegere în amintirea profesorului universitar dr. Șerban Valeca, deputat ales în adunarea eparhială, care a trecut la cele veșnice în urmă cu puțin timp. După depunerea jurământului noilor membri, ierarhul argeșan a evidențiat importanța adunării eparhiale, atribuțiile statutare ale acesteia și rolul ei în dezvoltarea și realizarea proiectelor pastoral-misionare, culturale și sociale pentru următorii 4 ani. Înaintașii noștri spuneau, citesc din Mihai Leminescu, Biserica Ortodoxă Română este mama neamului românesc. Fără de biserică n-am fi existat, fără de biserică n-am fi întâlnit aici, fără de biserică n-am fi avut credința că țara asta mai poate avea viitor. Cel puțin asta este, ăsta e cuvântul meu pe care, în care cred și pe care în fiecare zi mi-l spun. Viitorul acestei țări ține de puterea dumneavoastră alături de noi ca să fim ce am fost odată. Iubitori pentru Dumnezeu, pentru gloria acestui neam. Membrii forului deliberativ au aprobat și componența consistoriului eparhial, precum și reprezentanții Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, ce vor fi delegați pentru consistoriul mitropolitan. Dincolo de grijă, dincolo de frământare, dincolo de nopți nedormite, dincolo de grijă pentru oameni și pentru documente, aici a fost pus suflet. Spune arghezii la o sfințire de biserică, biserică să fie și pietrele să ție, cer inimă și viață zidită în temelie. Aici și în general în arhiepiscopia noastră este inimă și viață în tot ce se zidește. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale unei eparhii.